Este sau a fost Pământul plat, modificându-și forma în urma unui impact devastator? Dezbatem această teorie controversată, care are adepții fervenți printre cercetători. Din ce în ce mai multe descoperiri dovedesc faptul că un potop devastator a înghițit în urmă cu 15-17 mii de ani civilizații foarte dezvoltate. Vă prezentăm în această seară imagini și informații excepționale despre secvențe interzise din istoria umanității. Nu ratați! Incredibile mărturii ignorate de știința academică. Anunnaki, zeii creatori, au inundat deliberat pământul, iar peste alte mii de ani, în urma unor confruntări nucleare între facțiunile care îi sprijineau pe unii sau pe alții din fiii conducătorilor planetei, au distrus aproape tot ce creaseră pe Terra. Oamenii vin de pe Marte? Argumente șocante ale cercetătorilor. Ei bine, doamnelor și domnilor, episodul cu numărul 13. Din istoria secretă a umanității. De obicei ne merge bine, acest număr la noi nu își arată colții niciodată. Da. Istoria secretă a umanității, un serial din ce în ce mai urmărit și mai apreciat și mai viralizat pe rețelele sociale. Începe cu primul episod din noul an. Nu? Este primul episod din 2023. Da, este primul episod din 2023, da. În anul precedent am făcut 12 și aș vrea să profit de această ocazie, pentru că e primul episod, să fac un scurt remember al poveștii de la care am pornit. Da. Când am prezentat începuturile umanității, varianta sumeriană, aia din care practic s-au inspirat cam toate popoarele lumii. Da. De la asirieni, babilonieni, acadieni, hitiți, cananiți, evrei, greci, indieni vechi, egipteni, în primul rând, egipteni, toți au preluat miturile sumeriene, sub o formă sau alta. Mă uitam chiar, Edenul s-a numit Edin la sumerieni. Da. Adam chiar așa s-a numit și însemna cel din pământuri, cel din pământ sau pământean. Multe lucruri preluate de acolo, dar oamenii nu mai știu. Au ajuns să iau unele chestii la nivel absolut, fără să știe de unde s-a pornit. Ei bine, pentru oameni totul pare să fi pornit cu 445.000 de ani în urmă. More or less, mai mult sau mai puțin. Când primii coborători din cer, fiii cerurilor, și-au făcut apariția pe pământ, ei și-au împărțit sferele de influență, au construit prima cetate, celebra Eridu, au creat primele prototipuri. Care, apropo, nu se știe dacă nu cumva se află sub ape. Eridu era într-o vale a Indului, într-una din actualele voie ale Indului, și nu se știe dacă nu a fost inundat special, orașul a dispărut, cam cum au dispărut toate marile orașe ale celor care au coborât din ceruri. Și în această emisiune încercăm... Da, aș vrea să-i arătăm, dacă găsim Roberta, sigur că astea sunt niște speculații legate de o serie de personaje din Evomediu. Acele bazoreliefuri cu zeitățile cu capete alungite și cu farfuriile lor zburătoare, care apar în mod evident pe bazoreliefuri. Adam a fost creat printr-o inginerie genetică, mixându-se genele zeilor, așa numiților zei, cu cele ale hominizilor de pe pământ. Ulterior, zeii, așa numiți Anunnaki, au perfecționat prototipurile umane create în primul rând pentru diverse exploatări, oferindu-le șansa de a se înmulți. Astronauții veniți din spațiu au început chiar să aibă copii de la creațiile lor. Da. Astfel apărând multe familii regale conduse de semizei, care trăiau mult mai mult decât oamenii. Limitați la, așa cum se spune și în Biblie, 120 de ani. Da. Ca să nu-i supere pe băieții ăștia care veniseră de pe altă planetă să nu trăiască cât ei, să nu devină periculoși din punctul ăsta de vedere. Nemulțumiți fiind totuși de dezvoltarea civilizațiilor umanoide de pe pământ și de capacitatea oamenilor de a le amenința supremația, o parte a Anunnakilor conduși de Enlil, cel de-al doilea fiu al conducătorului suprem Anu, sau El, cum era numit, au decis să înnece pământul. Enki, creatorul umanității, deci care a fost Enki însemna stăpânul stăpânul pământului. Da. Adică, dar nu stăpânul pământului în sensul de pământ și ape, ci stăpânul planetei. Planetei. S-a opus salvând oameni, deși i s-a dat numele ăsta, totuși fratele lui Enlil conducea, din păcate. I-a salvat pe aceea ce-o fi fost vas submarin, conduș de Ziusudra sau Noe, cum l-au numit evreii. Așa, salvând și specii de animale și plante. Potopul a înghițit milioane de oameni și vestigii inestimabile. Încercăm practic astăzi să scoatem la suprafață imagini și informații uluitoare
dintr-o altă istorie a umanității, începe aventura. Aș mai vrea să fac o precizare. Într-o altă ediție vom aborda problema veșnicelor dispute dintre grupurile de Anunnaki. În funcție de legăturile lor, deseori de sânge cu fiii și nepoții marelui conducător Anu, că e foarte important. Disputele au dus la potop, dar, mai mult decât atât, la mare confruntare nucleară numită de Sumerii, la un moment dat, Marele Dezastru. Început de Marduk, fiul lui Enki, și de Ninurta, fiul lui Enlil. Da. De aici lupta între bine și rău, care s-a transmis de-a lungul generațiilor în tot felul de mituri la popoare. Vom aborda într-un alt episod toată această poveste. Pentru cei curioși, găsiți o listă a regilor sumerieni în Muzeul Ashmolean din Oxford, Anglia. Uh-huh. 10 regi, 10 căpetenii ar fi domnit timp de 432.000 de ani înainte de potop. Faceți un calcul cam cât trăiau. Cam bun. Cât trăiau, da. Bună seara întâi. Bună seara. Să spunem bună seara tuturor spectatorilor și telespectatorilor noștri. O nouă emisiune foarte interesantă. Deschidem cu un subiect care a fascinat întotdeauna umanitatea. Și este foarte important de înțeles acest lucru. Ce a fost înaintea potopului? Ce a existat înainte? Este clar că umanitatea a cunoscut succesive dezastre naturale. Și este clar că umanitatea cunoaște și astăzi, probabil că vom cunoaște etape, sperăm însă să fim capabili să supraviețuim viitorului dezastru. N-am să fac teoria încălzirii globale, dar am să spun că această încălzire globală, de fapt, este semnul că ne apropiem de un nou ciclu. De obicei, ciclurile acestea aduc după ele și distrugeri puternice. Și distrugeri puternice. Înainte de o renaștere. Exact, înainte de o renaștere. Acum, întrebarea noastră este bun și... Ce a fost înainte de potop și de bun, fapt... Nu aș vrea să arătăm aceste secvențe, vă rog foarte mult, Roberta, nu acum. De care potop vorbim. Hai să arătăm tot pe băieții. Aveam noi, nu știu dacă îl mai găsești, calupul ăla cu cranii alungite și cu farfurile lor, cu farfurile care apar acolo. Le-am și descris în anumite ediții până ajungem să vorbim de... nu aceste imagini, mă auziți în regie? Nu știu dacă mă aude cineva în regie. Da, pentru că sunt specifice unui subiect pe care le vom aborda puțin mai târziu. Este foarte important. E o zonă care e interzisă cercetării științifice. Da. Din anii 70 a dispărut și chiar aș vrea să-i acordăm un timp din emisiune. Dar între timp hai să dăm niște imagini pe care le avem, de la OZN-uri la tot ce mai era. Bun, începem cu... Trebuie să definim foarte clar. Nu știm la care potop ne referim. Este clar că au avut loc mai multe evenimente. Dacă luăm pe sumerieni, dacă luăm tot ce au spus ei de bun, cumva... Da. Cu o marjă de eroare de 1.000-2.000-3.000 de ani, în mod normal, potopul s-a produs undeva cu 17.000 de ani în urmă. Da, asta este unul din evenimente, pentru că anumite date geologice ne spun că au avut loc cel puțin în ultima 100.000 de ani două evenimente de tip potop. Unul neașteptat. Asta este foarte interesant și nu se știe dacă acest eveniment, unul în mod natural, pământul era înghețat acum 70-80 de mii de ani și a fost o încălzire bruscă datorită unei explozii solare. Uh-huh. Și a avut loc efectiv o inundare a pământului datorită... Vorbim de potopul dat ca pedepsă. Da, asta a fost natural. Asta se pare că a fost un potop natural. E înmuguriseră deja anumite forme de civilizație. Pământul era deja vizitat de Anunnaki, deja exista o colonie Anunnaki pe lună sau în jurul lunii, nu se știe exact, care a început să se dezvolte industria minieră pe pământ. Și la un moment dat are loc această explozie solară. Explozia solară duce la o încălzire brutală. Se crede că este vorba de zile doar. Și o dezghețare a calotelor. Gheața, practic, acoperea, am înțeles, 70% din planetă. Și acest lucru va face un nou potop. Pământurile care nu erau înghețate vor fi acoperite, orașe întregi vor dispărea. Asta a fost, se pare, evenimentul natural. Despre potopul care se face referire în întreaga istoria umanității, istoria modernă, cel de acum aproape 17.000 de ani, cu o diferență de 2-3.000 de ani, se vorbește foarte mult pentru că a rămas în istoria, în psihicul uman, ca fiind o pedeapsă. Exact.
Și pedeapsa a fost atât de crâncenă pentru că ea a fost anunțată. Și umanitatea nu a avut ce să facă decât soluția aceea dată cu arca lui Noe, care nu se știe ce a fost, că a fost vas, că a fost o bucată de continent ruptă și Enlil a știut despre acest lucru și a masat acolo cât se poate de multă viață, animale, elemente umane, etc. Cert este că acel potop a durat în jur de 7-8 zile. Valurile au fost de între 5 și 7 metri. Avem astăzi munți care au fost acoperiți de către ape. S-au găsit 5 și 7 metri mai înalte. Valuri, da. De doar de 7 au fost, nu, se spune, nu, și de... Nu. Alea mari de 50 de metri au șters America de pe fața Pământului. Vorbesc de valurile care au ajuns în interiorul continentului și au distrus orașele. Uh-huh. 5-7, mai mulți, poate și mai înalt. Cert este că există pe anumiți munți, pe vârfurile anumitor munți, există foarte clar urme de pești, urme de viață marină, care nu puteau să fie, conform teoriilor, să spunem, oficiale, nu puteau să existe, pentru că pe muntele acela ar fi trebuit să existe apă. Păi, vreau să începem atunci altfel. Da. La piramidele de la Giza, de platoul Giza. Da. Au urme de umiditate. Au urme de fosile marine. De fosile marine. Avem, s-ar putea să avem. Avem asta putem să le arătăm. Asta înseamnă că ori piatra a fost adusă dintr-un spațiu de civilizație marină, piatra din care a fost... Ori există orașe submarine sub piramidele de la Giza. Din secțiunea respectivă, așa, Ori, într-adevăr, piramidele au fost la un moment dat sub ape, dar nu integral. Uh-huh. Nu integral. Uh-huh. Urmele de viață marină se găsesc cam pe la jumatea piramidei și numai în anumite secțiuni. De unde și teoria că, de fapt, piatra cu care a fost construit, probabil că a fost adusă dintr-o zonă marină. Dar, pe de altă parte, avem urme de umiditate. Atenție, umiditatea lasă urme. Și avem urme în interiorul piramidelor de umiditate, ceea ce ne spune că mediul înconjurător, la momentul construcției sau după aceea, nu se știe când, al existenței piramidelor, era umidă. Primii care au descoperit fosilele marine au fost Sherifel Morsi și Antoine Gizal. Uh-huh. Primul a lucrat în necropola din Giza timp de 2 decenii. În cursul investigației lui Morsi, acesta a documentat faptul că la un moment dat în istorie întregul teritoriu Giza a fost sub apă. Deci, practic, se confirmă și din această perspectivă faptul că potopul a măturat o mulțime de civilizații, unele dintre ele devenite, să zicem, așa, un fel de Eldorado, dorite de arheologi, căutate cu disperare de oameni de știință și de aventurieri. Da. Între timp avem însă niște certitudini. S-au descoperit piramide sub apă și în mediul japonez. S-au descoperit peste tot, sunt tot felul de dovezi. De exemplu, afirmația lui Dimitri Rebikov, cel care a descoperit blitzul electronic. Da. Trebuie să acceptăm că în urmă cu 10.000 de ani, insulele Bahamas, da, avem un calup despre Bahamas, formau un platou gigantic deasupra apei, pe care trăiau poate milioane de oameni. Da, și el s-a rupt. Practic s-a rupt. Da, s-au descoperit relativ recent, de exemplu, un port, avem niște imagini, urmele unor diguri și ale unui port scufundat în perimetrul insulelor Bahamas. Chiar sunt zone la care la aproximativ 6 metri sub apă apare un drum pietruit. Acum trebuie să oprim puțin ca să înțelegem un aspect. Evenimente de scufundare a orașelor și a unor anumitor civilizații au avut loc și sunt bine documentate în istoria umanității. Uh-huh. Nu este Anunnaki care a făcut acest lucru. Uh-huh. Avem și astăzi, să nu uităm că avem și astăzi orașe care s-au scufundat, de exemplu, s-au dispărut natural în secolul XIX, da, în secolul XX. Transformările hidroponice sau de tip hidro făcute de om au dus la dispariția orașelor. Numai în România, Adakalech, de exemplu, este un oraș care se află sub... Avem multe lacuri care au fost făcute în perioada regimului comunist, care au înghițit așezări întregi. Așa. Nu, aici vorbim noi strict trebuie de... Să ne... Nu, aici este un eveniment mult prea tânăr.
Atenție, ceea ce vorbim în Bahamas este mult prea tânăr. Vorbim de sub 2000 de ani. Absolut sub 2000 de ani, deci este în epocă absolut modernă, din punct de vedere al istoriei. Vom întâlni aceste lucruri și în China, le vom întâlni și în Asia, vom întâlni civilizații întregi care au trebuit să se strămute, să dispară. Aici nu aceasta este problema. Problema este când vorbim de fundațiile istoriei umanității și de orașele fondatoare ale istoriei umanității. Cum era Eridu. Cum era Eridul, pe care noi nu-l găsim. De ce nu-l găsim? Pentru că se află la 200 de metri, cum este acest oraș? Nu. Și pentru că ori este la 5.000 de metri și n-are cine să ajungă la el, nu avem tehnologia, ori atât de mare a fost distrugerea încât practic a fost pulverizat. După aceea, noi trebuie să vorbim de evenimentele care au avut loc natural pe bulevardul de evenimente între Jupiter și Marte, care au avut efect direct asupra planetei Pământ, și evenimentele artificiale. Dacă, din punct de vedere al descoperirilor arheologice pe Pământ, pe scoarța terestră, vorbim de terestru, da. Noi știm cam 5% din istorie, noi cunoaștem doar 5% din apa lumii. Noi cunoaștem doar 5% din oceanele și mările lumii. De exemplu, ca să dau un exemplu, noi nu știm cum s-a format Marea Neagră. Există trei teorii. Nici la ora aceasta, oamenii de știință nu pot să enunțe ce este Marea Neagră. De unde a apărut Marea Neagră? De exemplu, nu se cunoaște de unde Marea Ionică a fost despărțită de Mediterană. Da, aici sunt, astea chiar sunt niște vestigii. Astea sunt vestigii, acestea sunt vestigii, repet, se prea poate să fie apa să fie urcat. Nu aceasta mi-e problema. Asta nu e Bahamas. E vorba de Bermude. Asta e Bermudele, da. Bermudele, bun. La Bermude avem o discuție întreagă. Părerea mea este că vorbim de un oraș antic, 2-3 mii de ani. Uite, vase de tip grecesc, cu velier. O clipă, dacă putem opri, înainte. Așa. Vasele de tip grecesc, ca să fim foarte clar, asta este vasul, au acest tip de velier, dacă se observă, care e formă de scoică. Uh-huh. Și au stânjenii, au bucățile de copaci întregi. Da? Se observă bucățile de copaci, trunchiurile de copaci. Erau foarte, din punct de vedere, din punct de vedere al siguranței maritime, erau foarte slabe, foarte, foarte slabe, până când se va inventa celebrul ciment grecesc, sau era un fel de mușchi cu care se închideau aceste crepături. Rezistau la maximum 2 ani de utilizare. Acest tip de vas va sta 5.000 de ani și egiptenii îl vor copia. Deci acest tip de vas. Hai să trecem la următoarea poză pe care să vedem galera romană. Pentru că e foarte interesantă diferența. E plată, după cum observați. Este plată. Și mai are un lucru care este fundamental. Are capacitatea de a sparge valul față de corabia cealaltă. Astea sunt picanterii. Asta e galera romană. Da, de aici da. Îi se și spunea condamnat la galere. Ce înseamnă galera? Asta este galera. Este celebra lopată înaltă și lungă, avea aproape 4 metri lungime. Da? Aceasta e galera și condamnarea la galere, aceasta era. Aceste vase vor traversa pentru prima dată Mediterana și vor face legătura mărilor. Nu despre asta vorbeam, însă interesant ca apare în imagine. Nu. Trebuie să vorbim despre acestea, pentru că pentru prima dată în istorie, cu asemenea vase, apare, atenție, și e cel mai important, apare o rată de supraviețuire de 90% a marinarilor. Și apare pentru prima dată în istorie literatura descoperirilor făcute de către marinari. Bun, Roberta, hai să dăm imagine. Prima piramidă subacvatică descoperită vreodată a fost lângă Mexic, făcută de către un galion spaniol. Se duceau după, îi trimiteau spaniolii, îi trimiteau pe localnici să culeagă perle. Și au descoperit piramida. Acea piramidă, din calculele care s-a făcut,
acea piramidă avea aproape 10.000 de ani vechime, deci cu 8.000 de ani mai mult, dacă nu mai 9.000, mai mult decât civilizația de pe Pământ. Ceea ce ne spune acest lucru, din punct de antropologic? Că inundarea unei civilizații, dispariția unei civilizații datorită apei era totală și absolută. Nu se revenea. Deci orice poveste cu Anunnaki care trimit potopul și distrug civilizația umană și apoi se întorc să refacă civilizația umană, este adevărată. Acolo unde a inundat apa, unde ai stat 1.000 de ani sub apă, ca civilizație nu mai renaște nimic niciodată. Deci a trebuit cineva exterior, exogen fenomenului, să revină și să readucă civilizația. Bun, aș vrea să dăm imaginea din Suvaro acum. De unde? Insulele Suvaro. A, da. Reprezintă un, tot așa, un parc național, așa l-au declarat americanii, un atol. Hai să dăm Suvaro, sunt niște poze, practic, uite, foarte de. Interesant. Da. Au foarte multe mii de ani, sunt impresionante. Și sunt imense. Sunt imense. Ca civilizația egipteană. Sunt absolut imense. Această statuie, de exemplu, are 30 de metri. 30 de metri. Vorbim tot de civilizații care erau incapabile umane să construiască așa ceva, pentru că ar fi fost la epoca, la nivelul epocii pietrei. Asta este un asiatic, pe când celălalt era un indo-european. Da, aici este un asiatic, aici este o sculptură asiatică, este o femeie, este foarte clar. Și sunt sub ape, într-o zonă în care... Uite, acesta este un indo-european. Din anii 80 nu se mai fac cercetări, adică academicienii, știința, oamenii de știință nu mai au acces. Da. Nu s-a mai făcut nimic din aceea, au apărut niște imagini, s-a terminat. De altfel se spune că americanii în mai multe situații... De teama rușilor și din cauza competiției dintre ei, ar fi interzis oamenilor de știință să mai aibă acces la unele dintre aceste descoperiri. Avem și acel calup din Bermude, dacă putem să dăm eu un of care curge, dacă putem să-l găsim, Roberta. Senzaționale aceste imagini. Oricum, sunt niște opere de artă impresionante. Se află sub Dar ape. Sunt absolut imense. Imense, imense, adică, imense. Adică noi le vedem doar așa, luate din... poze ale unor scafandri. Dar ele, ca mărime pe Pământ, ar fi imense. Ar fi imense, imense. Efectiv. Deci ar rivaliza cu marea civilizație sumeriană, egipteană, etc. Deci avem, da, acesta este mitul unui, acest film este parafrazarea în imagini a mitului uneia dintre orașele cele mai cunoscute ale umanității, este orașul de cristali, s-a spus, unde toate clădirile erau din marmură. Un oraș în care se spune că trăiau 1.000.000 de oameni. Și toți vorbeau o limbă care nu a rămas, care n-a fost salvată de către nimeni. Sursele documentare sunt foarte rare, dar care vorbesc de una din cele mai mari puteri. Știau să transforme balenele în... pisici de casă. Deci, efectiv, reușiți. Le domesticeau. Ceea ce presupune o intervenție tehnică, nanotehnică, de o superioritate probabilă care umanitatea va afla peste 1.000 de ani. El era pe Pământ și la un moment dat, zeul apelor, legenda... Vorbim de Bermude acum. Da, asta este... Zeul apelor s-a supărat pentru că balena lui preferată a fost mâncată de către acești indivizi de pe Pământ și a ordonat distrugerea orașului. Dar s-au găsit 4 stâlpi de 20 de metri înălțime care dovedesc existența unui templu enorm, 20 de metri înălțime. Până la urmă s-a dovedit că cei 4 stâlpi erau de fapt stâlpi de susținere, nici măcar nu erau colonade. Deci trebuie să ne imaginăm un templu enorm, care jumate era acvatic, jumate era terestru. Deci, forma de viață care îl popula, tot pe cale de consecință a analizei, dovedea că forma de viață trecea în ambele medii, și acvatic și de oxigen, deci și H2O și de O2. E foarte important de înțeles. Nu avem pe această planetă încă definiția tranziției între cele două medii de către o formă de viață. Nici Anunnaki nu erau acvatici și de oxigen. Ori trăiau pe Pământ, ori trăiau în ceruri, ori trăiau sub ape. Nu făceau tranziția. Când vom descoperi această legătură fundamentală,
între civilizațiile subacvatice și sub civilizațiile terestre, vom înțelege cum a avut loc transformarea planetei Pământ pentru a fi capabilă să suporte numai mamifere, să suporte, bineînțeles, suportă prin apă viață subacvatică, dar forma de viață inteligentă provine numai bine, din acela. Bine, te închid exemplu în primele lui apariții, da. Așa cum grecii l-au perceput, Oannes, apare cu solzii aia pe el. Da. Pentru deci, că el, într-adevăr, și-a ales loc deasupra apelor atunci când a coborât pe Pământ. Da, s-ar fi putut să fie o formă de viață de tranziție, să poată, Mădălin, acei primi extraterestri... Nu, era clar că purtau costum. Nu știm dacă purtau un costum, atenție. Solzii aceia, bun, pot să fie o definiție foarte modernizată acum 50 de ani a unei istorii. Dar este clar că o formă de tranziție între cele două medii trebuie să se fi întâmplat. Anunnakii trebuie să fi găsit o tehnologie pentru a le permite această tranziție. Pentru că, repet, la vremea în care Anunnakii apar pe planeta Pământ, peste 70% din planetă era gheață. Deci era numai și numai. Păi nu, e vorba de 400 ceva de mii de ani înainte. Ma 400 de mii, eu nu cred că cineva știe cum arăta Pământul acum 400 și pe astăzi, adică... Nu-mi dau seama. Da. Nu... Sunt doar speculații. Descoperim oase de dinozauri de 2 milioane de ani, sunt foarte de acord, dar dinozaurul încă nu ne-a spus cum arăta mediumului de viață. Cum, de exemplu, eu n-am să înțeleg niciodată unde sunt totuși dinozaurii de apă. Unde au dispărut? Unde au dispărut. Bun, aici au murit în apă dacă luăm... Nu, că n-aveau cum să moară de la potop. Asta este exact. Și da. Înainte, sigur că se folosește acel eveniment cataclismic. Cataclismic, care ar fi modificat complet fauna și flora Pământului și care ar fi modificat și gravitația. Sunt și astfel de interpretări. Trecând peste asta, un eveniment nuclear, dacă el a avut loc cu adevărat și sunt semne în acest sens, sunt descoperiri arheologice. Avem deșertul de cristal din Libia. Cum să așa? Nu, unde ar fi putut să modifice nisip. Complet flora, fauna, să distrugă o civilizație, civilizații întregi. Vorbim, nu mai vorbim de 400.000 de ani, vorbim de 4.000 de ani. Ah, bine. Asta e altceva. Pentru că radioactivitatea, atenție, poluarea radioactivă, la nivelul acelei explozii nucleare, la nivelul acelui eveniment cataclismic nuclear, trebuie să fi fost total. Deci, nu mă refer la acel eveniment natural. Cât durează să-și înjumătățească puterea radioactivă? 300.000 de ani? 400. Nu, eu mă refer la un eveniment pe care l-ar fi provocat eventuale confruntări nucleare între facțiunile de pe Pământ. Asta spun. Și un astfel de eveniment cataclismic, la nivelul planetei, ar fi dus la o poluare absolut radioactivă. Cesiumul mi se pare că are 300 și ceva de mii de ani, perioadă de înjumătățire. Nu mă știu, Pluton. La evenimente de tip Hiroshima, Nagasaki, undeva la niște puteri mai mari, puteau să modifice complet soarta civilizațiilor, orașelor, civilizațiilor urbane. Stai o clipă. Evenimentul de care vorbesc... Sumerienii, tăbliță. Sumerienii, vorbim de două continente care dispar. Da. Vorbim de două continente. Deci evenimentul nuclear, dacă a avut marele dezastru. Marele dezastru, lăsând, dacă a avut loc, eveniment nuclear, păi poluarea trebuie să fie făcută pentru milioane de ani. Deci vorbim de o epocă în care noi nici mai îndepărtată. Care mai îndepărtată? Noi nici nu știm dacă sistemul solar există atunci. Și atunci, despre ce vorbesc tăblițele sumeriene? Aici este toată întrebarea. La biblioteca de la Nippur, da. S-au găsit aceste 12 tăblițe care, în care închii, i-ar fi dictat unui scrib câteva dintre ideile lui despre creație și despre ce s-a întâmplat pe Pământ și în care apare acest termen de marele dezastru care a schimbat nedorit, pe care nu l-a prevăzut nimeni. Marele dezastru, conform textelor de acolo descoperite, celor 12 tăblițe de care spui tu, se face el, aici este marea discuție și marea dispută, dar să știi că se discută despre un mare dezastru artificial, nu natural. Artificial, pe asta artificial. Zic. Da. Unii o traduc în sensul, adică nu e o traducere motamo, cuvânt cu cuvânt, dar în sensul, o traducere se face în sensul că a fost un accident, a fost neatenția muncitorul la... Oamenii n-ar fi trebuit să pățească nimic. Da. Sau al doilea este o al doua înțelegere care a apărut în coroborare cu alte texte, este că a fost un sabotaj. Deci
aici noi trebuie să înțelegem că pe planeta Pământ, când a fost colonie, se puteau juca cei care au transformat Pământul într-o colonie. Dacă l-au și terraformat, dacă l-au format pentru un medium de viață tipic lor, aveau dreptul să se joace. Deci aici noi discutăm despre noțiuni deja, cum spune englezul, wildly, adică deja sălbatic. Sălbatice. Discutăm despre extrapolări sălbatice. Și e important de înțeles că aici nu avem niciodată. Dar, repet, un eveniment nuclear să fi avut loc acum jumate de milion de ani, urme de radiație trebuie să găsim în mai multe locuri decât am găsit. Pentru că am găsit, dar am găsit în locuri... Câteva deșerturi. Câteva deșerturi și absolut, din punct de vedere al urmei radiației, absolut minore. Evenimente care puteau avea loc și natural. Bun, hai să mai vedem alte imagini. Piramidele din Cuba, subacvatice din Cuba. Paul Weinzweig și Paulin Zalitsky, doi cercetători americani după nume, sunt de alte origini, dar, mă rog, asta e. Da, sunt americani. Au anunțat descoperirea unor piramide subacvatice în largul coastelor Cubei. Cercetătorii cred că piramidele aflate la o adâncime de aproximativ 1600 de metri ar putea reprezenta ruinele orașului pierdut Atlantida. Nu. Noi aveam niște imagini. Sunt, ca să fim foarte clari, imaginile, pozele date de către cei doi cercetători arată de fapt o structură foarte clară de piramidală și de construcție, de arhitectură Inca. Nu, nu au nicio legătură cu Atlantida. Și eu zic că mai degrabă. Nu, dar s-a demonstrat, nu. Imaginile capturate de camerele video aflate la bordul submarinului prezintă o serie de construcții din piatră care amintesc mai degrabă de piramidele de la Gizeh sau de... Uite, asta este o poză foarte clară. Asta este arhitectură tip Inca, chiar pre-Inca la un moment dat. Oricum, vă dați seama ce se află prin oceane în condiții în care noi... Hai să fim foarte clare. Aceasta este o... Nu știm aceasta 70% din contentul, conținutul oceanelor. Aceasta este civilizația umană. Da. Este foarte clar creație civilizație umană. Dacă putem opri puțin poza ca să și explic... mulțumesc. Trebuie să vedem, sunt cele trei piramide. Inca avea mania celor trei piramide în trepte. Ultima e cea mai mare, era zeului, aici este a zeului principal, aici sunt cele două zeițe. În general, zeii Inca aveau harem, aveau cel puțin între 2 și 5 femei. Deci sumerieni aveau la fel, aveau o primă soție, soția oficială, soția, concubinele. Iar aici veți vedea lacurile, 1, 2, 3, sunt lacurile practic, sunt lacurile sacrale, în care din fiecare piramide ieșeau preoții, preotesele și se spălau. Vom vedea aici că acesta este spațiul de trăit. Aici presupunem, aici e foarte clar, este o arhitectură incașă primitivă. Aici erau casele, aici erau gospodăriile, aici erau absolut tot. Și vom vedea un lucru foarte interesant. Aceasta este linia care pare cea mai interesantă. Probabil că aici au fost munți și au fost erodați. Da? Aceasta este linia cea mai interesantă și după cum ea se oprește, probabil că aici se oprea apa, de fapt, și a venit, a crescut apa brusc și a înghițit această oricum, această teoria conform căreia totul începe de pe la anul 3000 și ceva înaintea erei noastre, 3000 și ceva înainte Hristos, 4000, nu, stai o clipă, 5000, că, a căzut de mult, ar fi trebuit să cadă de mult. Da, stai o clipă, că Vechiul Testament vorbește de cât de... 6.000 și ceva de ani, nu mai țin minte. Sunt niște absurdități. Și există oameni care și astăzi vorbesc despre că lumea are atâția ani cât spune în Vechiul Testament. Noi am descoperit stele funerare egiptene și nu le-am descoperit noi, le-au descoperit cei acum 200 de ani. Adică cu Săpăliga l-au descoperit, care sunt de 10.000 de ani. Și era o civilizație egipteană înfloritoare, cu legi, cu reguli, și erau oameni, nu erau zei. Deci, mare atenție aici. Jocul este cu anii, este foarte interesant. Eu am senzația, acum între noi, fie vreo paranteză. E doar una dintre ipotezele care, probabil mai târziu, când oamenii vor accepta alte teorii și vor avea suficiente dovezi ca să înțeleagă că, de fapt, istoria umanității a avut alt parcurs decât de obicei cel care ni se descrie în textele religioase sau unele texte științifice de astăzi. Când oamenii vor accepta noile realități, cred că s-ar putea să înțelegem că în urma unui dezastru mai degrabă nuclear, Anunnaki, cred, este foarte posibil să se fi retras în acel moment, să-și fi dat seama că să fi fost un
o decizie luată la nivel de conducere, o dezamăgire, o depresie, în urma unui accident, dacă a fost, asta ar explica de ce s-au retras de pe pământ și ne-au lăsat totuși să ne facem propria civilizație? Da, nu, eu nu cred că a fost asta. Eu cred că a fost un război între ei și una din partide a pierdut, iar cealaltă s-a retras. Iar cealaltă n-a avut nevoie de pământ. Nu, s-a retras. S-a retras. E foarte posibil. Și nu, dar de ce n-a rămas pe pământ în continuare? O civilizație, ca să fim foarte clar, o civilizație tehnologică de rang 4, cum a fost cea care a colonizat pământul și care a lăsat anumite elemente, că era una de rang 4. Chiar și în univers este o civilizație extrem de avansată. În civilizațiile tehnologice nu există cuvântul depresie, nu există arhitectura psihologică a depresiei. Nu, civilizația de rang 2 și 3 elimină aceste elemente. Trăsături, elemente. Trăsături. Deci nu, eu nu cred că a fost o depresie societală. Nu cred că a fost nicio depresie din punct de vedere al persoanei. O persoană care poate să fie rege timp de 15.000 de ani înseamnă că își schimbă complet, așa cum șopârlele își schimbă complet la nu știu cât timp pielea care le acoperă, își schimbă complet ce? Corpul. Transferul are loc într-un nou corp. Sentimentele, emoțiile. Tot se transferă. Însă în rest scheletal, vascular, nervos, tot, este un corp nou. Deci acest lucru presupune o viață continuă și acest lucru nu se poate transforma într-o depresie. Deci nu, aici nu sunt... Mă referam la atitudine, în sensul că fiind un accident, pentru că dacă luăm de bun conținutul acestor tăblițe sumeriene... Violența de pe Marte, nu. A fost decizia unui război, vom vedea într-o altă ediție. Decizia unui război, s-a acceptat ideea de război pentru că unul dintre fiul lui Enki, primul fiu al lui Enki, Marduk, care a devenit zeul acadien, și nu numai la el, a fost preluat de alții, o luase un pic pe drumul lui și și-a făcut foarte mulți dușmani, era foarte voluntar, temperamental și atunci avea o putere foarte mare pe pământ și a făcut propriul lui regat și atunci decizia a fost să-i se dea o lecție. Iar în războiul care a urmat și care ar fi trebuit să se poarte deasupra și să nu afecteze pământul, oamenii și așa mai departe, s-au produs niște situații, cum să zic, nedorite, în care totul a luat o razna și atunci, după acest eveniment, depresia s-a fost în sensul de dezamăgire față de ceea ce au putut să producă. Lucruri pe care nu și l-ar fi dorit. Și ar fi luat decizia să se retragă. Da, asta nu, nu le-a fost. Eveniment care ar fi avut loc... Nu le-a fost milă de oameni. Umană. Au distrus-o de teori. Nu. Eu spun altceva. După violența cu care noi observăm, după violența pe care noi observăm la rămășițele de pe Marte, a pulverizare efectivă de pe Marte, eu cred că a avut loc așa ceva și aici, dacă e să ne gândim foarte serios. Aceste accidente, sabotaje, războaie care au avut loc, este foarte clar că au avut loc în prezența unei rase umanoide sau unei civilizații umanoide, care astăzi mai există și de la care noi nu avem niciun fel de urmași. Nu, de urmași. Actuala rasă umană nu a preluat de acolo nimica. Deci este clar că distanța între cele două refaceri, între prima civilizație distrusă, a doua, a treia, a cincea, cât a fost, și cea refăcută după distrugere, a fost enormă. Nu există niciun fel de element material, spiritual, de memorie colectivă, de antropologie, care să ne indice că există un salt între două civilizații și a doua civilizație a preluat ceva de la prima. Nu. A doua civilizație sau civilizația reieșită după ce planeta a fost curățată de acest mare dezastru, de acest mare accident, sabotaj sau război ce a fost, a luat-o de la zero. Zero. Complet zero. Cu excepția unor, să zicem, pseudo-inițiați sau inițiați care au păstrat o filieră religioasă, unele secrete. Nu. Alea sunt tot parte ale aceleași experiențe. Nu sunt partea experienței civilizației dispărute. Nu, atunci când s-a decis eradicarea unei civilizații pe această planetă, s-a șters totul. Hai să, dacă tot am ajuns aici, avem pregătit un material despre posibila origine, despre așa numită origine extraterestră a oamenilor, a umanității. E o chestie interesantă. Noi am prezentat varianta sumeriană în general și ale altor popoare, variante care converg către aceleași origini. Au venit din cer, până și la africani sunt triburi, sau în America de Nord
sunt triburi care vorbesc despre fiii cerurilor în permanență, care arătau într-un fel sau altul, contează mai puțin. Că erau de origine reptiliană, că erau cranii alungite, că erau de tip asiatic, așa cum apare în o mulțime de civilizații care au dispărut la Olmeci sau Maori și așa mai departe, nu contează. Ideea este că sunt unii cercetători care iau serios în calcul ipoteza asta din perspective, din câteva argumente pe care ți-e greu să le combați. Faptul că am venit de altundeva, de ce? Pentru că nu prea suntem adaptați pentru viața pe pământ. E, ba da, suntem. Nu, numai puțin. Iată care sunt argumentele. Mm-hmm. Suntem. O întrebare interesantă care nu face decât să confirme pe undeva că ceea ce discutăm noi de atâtea episoade are o bază solidă. Da. Că ne-au creat Anunnaki veniți după Nibiru, că alții, că ne-am adaptat vieții după pământ și s-au creat hibrizi. Da, problema fundamentală aici nu este neapărat dacă suntem sau nu marțieni, este fără discuție și asta oricine ar dori să o conteste trebuie să aibă argumente serioase să fie pregătit să fie el însuși declarat incapabil să înțeleagă. Legătura între Pământ și Marte nu mai trebuie dovedită. Deci acolo similitudine inclusiv la distrugerea civilizației de pe Marte, artefactele găsite, fotografiate, nu găsite, că nu le-a găsit nimeni, nu s-a dus să le adune, dar artefactele în sine vorbesc de o similitudine absolut imposibilă dacă nu ar fi existat o legătură tată-fiu sau n-a existat generator, civilizație generatoare cu civilizație generată. Noi suntem generația următoare. Ce s-a întâmplat pe Marte acum miliarde de ani nu privește Pământul pentru simplu motiv că pe Pământ nu exista niciun fel de formă de viață cu care noi să avem cunoștință. Nu exista. Noi nu știm cum arăta, dacă exista viață pe Pământ, dacă în primul rând Pământul exista, ca planetă. Deci nu știm acest lucru. Nu am descoperit absolut nimic de acest gen. Nu avem nici cea mai mică, avem trofee arheologice de, hai să spunem, 1,5 milioane de ani, 2 milioane, 3 milioane, 12 milioane de ani. Dacă vorbim de 1 miliard de ani, deja vorbim de cu totul alte mărimi de timp. Mm-hmm. Nu uita că Universul are 12 miliarde de ani. Deci dacă vorbim de un Marte că a suferit un cataclism de acest tip acum 1 miliard de ani, înseamnă că ne apropiem sever de o planetă care a fost cam de la începuturile sistemului nu solar, ci sistemului în sine cosmic. Că a existat o generație tehnologică foarte avansată pe Marte, asta este fără discuție, pentru că au ajuns aici. Așa cum și faptul că pe Lună se întâmplă lucruri, iar nu mai poate departe. Fi contestat. Un minut, pentru că pe Lună vorbim de alte civilizații, nu vorbim de civilizația marțiană. Vorbim de cu totul altceva pe Marte, ca și pe Jupiter. Pe Lună, da. Deci pe Lună când vorbim de cu totul altceva decât vorbim pe Marte sau pe Jupiter. Sunt lucruri total diferite. Uh-huh. Ceea ce pare foarte interesant este că, deși similitudinea este acolo, populația care a creat o astfel de civilizație, să spunem, similară cu cea de pe Marte, populația umanoidă, are o legendă de creație total diferită de Marte. Nibiru nu este planeta Marte. Nu. Planeta lui Anunnaki nu este Nibiru. Deci, vorbim aici de intersecția fundamentală a unor civilizații cosmice care poate nici nu se cunoșteau. Iar acest război, acest eveniment cataclismic care are loc pe planeta Pământ, ar putea să fie exact produsul intersecției violente între o civilizație marțiană care și-a pierdut planeta. Nu cunoaștem de ce, pentru că noi n-am vorbit niciodată cu un marțian sau nu am găsit până în acest moment un element doveditor al existenței civilizației marțiene, dar, pe de altă parte, nu cumva și marțienii au fost exterminați de civilizații care au venit pe Pământ. Intersecția civilizațiilor cosmice, să știi că este foarte violentă. Cosmosul este violent. Deci nu vedem de ce civilizațiile care au copiat cosmosul și care au fost cosmogonice, care au devenit civilizații
nomade, se plimbă prin univers, din stânga în dreapta și în dreapta în stânga, nu vedem de ce nu ar fi la fel de violente cu ceea ce au învățat. Dacă luăm la fel de... Dar dacă Marte a fost identic cu Pământul, sau 90% mediumul de pe Pământ, atunci ne explicăm și dulcele văii și muntelui marțian. Martele are aproape aceeași simetrie, e aproape simetrică ca planetă, ca forme de... ca forme geologice, ca forme geografice, cu Pământul. Numai puțin, paranteză. Există, am discutat despre ei, există Igigi la sumerieni. Igigi erau niște personaje, niște hibrizi, niște... Da, erau o populație sclavă. Da, niște personaje despre care nu știm dacă erau de tip umanoid sau erau create artificial, niște roboți, niște oricum, niște... Da, 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 da. Niște indivizi care prelucrau marfa care era adusă de pe Pământ, pe o stație, intermediară între Pământ și Nibiru. Da. Igigi se pare că erau pe Marte, adică există o posibilitate ca ei să fie... Igigi s-ar putea să fie rămășițele civilizației marțiene care au fost, să fi fost salvate. Înrobită. Da, și apoi înrobită. Da. Trebuie să înțelegem un singur lucru. Avem în ADN-ul nostru elemente pe care noi nu le putem descoperi pe Pământ. Avem în ADN-ul nostru anumite secvențe care se repetă și care nu sunt descoperite, care nu sunt de pe Pământ. Adică e clar că evoluția darwiniană, dacă putem vorbi așa despre genetică, ceea ce nu se poate vorbi, o evoluție de acest tip logică, cauză-efect, nu putea să ducă la secvențe ADN-ice pe care noi le știm din corpul uman. Uite, asta este de fapt, aceasta se pare că este, dacă putem opri puțin poza, dați-o în buclă, ne întoarcem la poza de după aceea. Este celebra figură umană de pe Marte, care până la urmă se pare că a fost bombardată, pentru că ea după aia a fost pozată și este de și fapt... Și n-a mai apărut. Stop aici, dacă putem da un stop, da? E foarte important de înțeles ce vedem aici. Asta este o poză făcută... Foarte interesant, de către unul din roboții care umblă astăzi pe Marte. Avem câțiva roboții care știți că fac 3 km pe an. Roverele. Roverele 1, 12, nu mai știu. Asta este poza. Ca să fim foarte clar, ochiul uman are tentația de a crea forme din diverse pietre și de a da forme ochiul uman. Ceea ce nu recunoaște, nu înțelege, dar ceea ce recunoaște, încearcă să umanizeze. Și bineînțeles că avem această poză care ne arată, ne-am imaginat cu toții, nu? Un sumo stând în ciuci. Un biped stând ciuci. La mărime descoperim cu totul altceva. Descoperim o formă de viață. Acum să știi că aceea este pietrificată. Deci ceea ce vedem acolo este chiar o statuie. Acum nu ne dăm seama dacă e pietrificată, pentru că la momentul pietrificării era vie, celulă vie, sau este o sculptură. Dar când mărim poza, observăm un lucru care ne îngrozește. Persoana nu stă în ciuci, ci în genunchi. Are ori o armă, ori ceva și este în poziție umanoidă de atac. Pietrificarea aia, dacă a avut loc în momentul în care acest umanoid, într-adevăr, nu este umanoid, atenție, de tip umanul nostru, este un umanoid. Pietrificarea aia, dacă a avut loc asupra unui organism viu, a surprins uluitor, și se întâmplă, am mai văzut asemenea momente, a surprins uluitor o poziție de atac. Eu vreau să întreb un singur lucru. Dacă este o sculptură, e și mai bine. Pentru că asta ne demonstrează că aveau cultura militară. Eu vreau însă să întreb un singur lucru. De ce are față de pește? Are cap de pește. O să fie o mască. Sau pietrificarea să fie avut loc pe fundul oceanului. Acolo, de fapt, noi să mergem pe un fund de ocean. Ar fi senzațional. Nu, în sensul real. Da, adică planeta fără apă, dar de fapt ceea ce noi vedem acolo, să fim de fapt pe un fund de ocean. Sunt niște argumente în sensul ăsta că ar fi fost la un moment dat... Și atunci întrebarea mea este... Pe o înălțime foarte mare. Avem o... Mare. Dacă este adevărat, este o civilizație care transversează, nu traversează, transversează mediile. Ne întoarcem după pauză. Da. Iată o poză care a creat mai multe întrebări decât a dat răspunsuri. Evident.
Vorbim despre alte civilizații înghițite de potop. Într-o altă ediție vom vorbi despre confruntările nucleare dintre așa numiții Anunnaki. Vorbim de insulele Azore, vă mai arătăm câteva imagini tari și vorbim de teoria pământului plat. Dacă nu cumva, eu vă spun foarte cinstit, eu mă întreb dacă nu cumva biblioteca asiriană care a fost descoperită întâmplător nu vorbește de fapt despre istoria Anunnaki și nu istoria Pământului. E o întrebare foarte bună. Ne întoarcem în câteva momente, rămâneți alături de noi.